Vă salut, băi și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la o nouă reconstrucție pe canal și aceasta este una dintre cele mai speciale reconstrucții, deoarece, datorită modului celor de la FRL pe care introduce Liga 2, Liga 3 și Liga 4 în FIFA 23, precum și Superliga updatată cu toate kiturile și toate transferurile la zi, astăzi avem oficial posibilitatea de a reconstrui o echipă de Liga 4 și nu puteam să aleg o altă echipă de Liga 4 decât echipa lui Bănel Nicoliță CSF Urei, unde l-am pus pe Bănel aici ca și antrenor și vom încerca să ducem CSF Urei spre glorie mai departe de fotbal românesc și anume vom încerca să câștigăm Champions League-ul cu echipa lui Bănel Nicoliță și sincer va fi extraordinar de greu pentru că avem buget doar 234.000, ceea ce oricum pentru Liga 4 a României în viața reală ăsta e un buget uriaș, dar pentru FIFA ca să faci ceva performanță este destul de puțin, însă noi vom încerca să transformăm această echipă a celor de la Făurei, care nici măcar n-are nici măcar jucători în afara băncii de rezerve. Asta este toată echipa cu jucători în general de 4-5 overall și 4-6. Avem și unul de 4-4 pe care îl cheamă Bordei. Știm ce face el în timpul liber când nu este fotbalist, dar vom încerca în ciuda tuturor sorților să transformăm CSF Urei, această echipă, într-o echipă capabilă să câștige Champions League-ul și voi încerca să aduc jucători liberi de contract pentru că altfel chiar nu știu cum aș avea șansa să fac ceva în această simulare, așa că voi reveni cu primele transferuri, dar ce voiam să vă mai rog este să apăsați pe butonul de like, deoarece încerc să strâng la acest clip peste 400 de like-uri. Vă mulțumesc foarte mult pentru 8.000 de abonați și continuați acolo cu abonările, să facem vara asta 10.000. Haideți să dăm cu transferurile. Așa băieți, am completat și transferurile pe primul sezon, evident nu am avut cu ce să le facem decât gratis și l-am adus pe Ovidiu Horșa, fotbalist, fost la FCSB care a fost împrumutat la Ucluj, 21 de ani, 63 overall, dar sigur are ceva potențial în el, i-am plătit salariul 1700. L-am dat pe Daniel Dumitru, jucător de 31 de ani și 44 overall, portar la Tractorul Viziru. L-am dat și pe Alex Bordei la Daouz Dava și l-am luat pe acest Nicolae Cernat, 21 overall, 800.000 valoare, 1900 salariu. Un jucător destul de ok, care și el cred că are ceva potențial și am luat și un portar, dar de ce nu mi-l arată aici? Am mai luat un portar, acest Dan Lad, un portar de 68 overall care și el este tânăr și are potențial și este din Ghana. O să le dau development plan la toți jucătorii, indiferent de vârstă și așa mai departe, pentru că mai rău de atât nu cred că se poate și vom vedea dacă pe această echipă cu câteva transferuri decente, aș putea zice eu, poate să promoveze în Liga 3, totuși nu știu cât de greu ne va fi cu competiția, adică cât de bune sunt celelalte echipe din Liga 4, dar cam așa arată echipa noastră, avem atacant de 4, stai, cum era mai echipa asta, mamă ce mă enervează că mereu se zăpăcesc cu jucătorii, nu înțeleg, Balaban aici, Ibrahim la mijloc, ok, deci e Horșa, e Dan la ăsta, e Cernat, contează foarte mult portarul, eu zic că avem un portar decent, în rest echipa arată slab, dar măcar avem un portar decent și măcar avem mulți jucători, să sperăm că va fi de ajuns cât să promovăm, dacă nu promovăm din primul sezon nu e capăt de lume, dar mi-aș dori să o facem din primul sezon ca să nu, să avansăm din ce în ce mai mult, pentru că nu știu ce buget vom avea și pentru sezonul următor dacă rămânem în Liga 4, dar Bănele o să te facă Leone campion în Liga 1 și în Champions League, așa că haideți să simulăm primul sezon. Așa băieți, am terminat și primul nostru sezon la CSF Urei, primul sezon al reconstrucției cu echipa lui Bănel Nicoliță și haideți să vedem dacă... A? Winner Victoria Traian. Am fost pe primul loc în Liga 4, însă bănuiesc că a fost un play-off aici. Am câștigat în semifinale, însă în finala play-off-ului ne-a bătut Victoria Traian, Fițiar Traianu, mami tale. Ha, ce păcat, am crezut că contează doar turul ăsta sau ce campionatul ăsta regulat. Din păcate, nu contează că am fost pe primul loc,
pentru că din cauza lui Victoria Traian pierdem promovarea. Doar o singură echipă promovează în Liga 3-a. Da, din păcate ați văzut și voi ce s-a întâmplat. Hai să vedem cine a fost golitorul echipei. Ovidiu Horșa, bineînțeles, 66 overall plus 3. Am uitat să le dau development plan la băieți. Am zis că le dau și nu le-am dat. Firar să fie, am pierdut un sezon. Practic puteam să cresc mai mult jucătorii aceștia. Bogdan Ilie, bravo băi Ilie, 17 goluri, 4 asisturi. Valentin Dobrică și el cu 10 goluri. Abdul Majid Ibrahim plus 6 overall, 54 rating, ăsta e din Academie. Iulian Mateu și s-a crescut mult. Acest Anton Lagunov și el e tot din Academie, 53 overall. Balaban 48. Haideți să vă arăt și primul 11, să vedem dacă avem pe cineva de 70. Nu, Cernat 66. Și Danlad, portarul nostru, 72 overall. Probabil din cauza lui am reușit să ne descurcăm atât de bine. Ia uite, avem jucător de 39, Lazar. Ok, frate, ok. Haideți să mergem spre sezonul numero 2. Din păcate o să fim tot în Liga 4-a, dar văd ce mai transferul fac pe free agent. Probabil tot free agent o să iau și vedem cine acceptă să vină la CSF-ul Rei. Dar nu, pentru că văd aici Liga 3-a. Suntem în Liga 3-a, promovat? Că n-am câștigat finala aia. Stați așa, că mi-a arătat loading screen-ul de Liga 3-a. Presupun că chiar suntem în Liga 3-a. Ok, stați așa, să vedem imediat. Imediat. Hai, tat. Dacă suntem în Liga 3-a, suntem șmecheri. Da, bă, suntem în Liga 3-a, bă, ești nebun, promovare din primul sezon. Bravo, bă, băieți. Suntem în Liga 3-a cu Ceahlăul, Piatra Neamț, Poli Timișoara și Știința Miroslava. Cam asta le recunosc, în rest nu prea știu pe nimeni. Echipa noastră înseamnă că e top și avem și 1.000.000. Mamă, ce creștere, a băgat mâna adânc în buzunar Bănel pentru asta. 1.000.000 de euro pentru sezonul numărul 2. Suntem în Liga 3-a și trebuie să profităm de banii ăștia. Bă, băieți, am terminat cu transferurile pentru al doilea sezon. Carius, mai trăiești asta? Ok. Am terminat cu transferurile pentru al doilea sezon și credeți-mă că am făcut niște transferuri uriașe. L-am adus pe acest Enrique Camargo, un columbian de 21 de ani, dar cu 70 overall și are potențial. L-am luat pe un salariu de 7600, l-am dat pe Ștefan Calatoae și pe Iulian Alexandru, însă l-am mai luat pe acest Oscar Lundin, un suedez de 70 overall, cred că e regenul lui Zlatan. De asemenea l-am mai luat pe acest Nicolas Sandoval și el 72 overall, bandă stânga. Avem acum acoperire și pe stânga și pe dreapta și jucătorul cu cel mai mare overall cumpărat este acest Hugo Alves cu un contract de 5900 pe săptămână și 78 overall, un brazilian extraordinar de bun și l-am luat și pe acest Florencio Sampaio, portughez și el un jucător excelent. Stați că mai erau acolo niște transferuri. L-am luat și pe Dani Rivera, un fundaj dreapta spaniol și pe Dani Brito, un alt portughez, 76 overall și pentru el, adică ne-am făcut o echipă bombă. Uitați-vă și voi la echipa asta, stați așa să-l bag pe Camargo. Cred că 4-3-3 flat trebuie să alegem, nu? 4-3-3 flat, 3 mijlocași centrali, Horșa în dreapta, Lundin atacant, Sandoval stânga, Alves, Cernat, român, măcar avem și noi un român acolo, că, bine, avem doi, Horșa și cu Cernat, Dan Landă ăsta în poartă, bă băieți, deci pentru Liga 3-a, asta e cel puțin, cred că asta e echipă bună de Superliga, pe bune, mai ales având în vedere faptul că mai au potențial băieții ăștia și sigur o să crească foarte mult, așa că o să le mai... Cernat, tu nu mai crești? Ești nesimțit? E nesimțit, Cernat, nu mai vrea să mai crească. În fine, avem un locuitor pentru tine, deci stai liniștit. Ok, mergem spre următorul sezon, băieți, deja al doilea sezon pe care îl simulăm și dacă o ținem tot așa, planul, suntem deja în Liga 2 și ușor, ușor ne apropiem de Superliga și de Champions League. Știu că poate nu vi se pare chiar atât de interesant că eu iau jucătorii free agent, dar cu bugetul ăsta mic nu aveam ce altceva să fac. Mergem pe al doilea sezon și să sperăm că vom avea a doua promovare din această reconstrucție. Hai, Bănele! Am ajuns și la finalul celui de-al doilea sezon din reconstrucția cu echipa lui Bănel Nicoriță, CSF-ul Rei, suntem în Liga a treia și am făcut niște transferuri foarte bune, adică mult, cu mult peste nivelul Ligii a treia
și am terminat la egalitate de puncte cu Poli Timișoara, locul 2 în Liga 3, cred că ne asigură promovarea, și că, adică așa ar fi logic. Totuși, uitați-vă și voi, am avut exact același număr de victorii, de înfrângeri și de egaluri cu Poli Timișoara, iar ei câștigă campionatul la diferență de goluri. Interesant, la ce echipă aveam, așteptam la o performanță mult mai bună de atât, dar hai să vedem cine a fost golgeterul nostru, Oscar Lundin, bineînțeles, 7-6 overall deja pentru suedezul ăsta, dar totuși n-a fost destul de bun pentru standardele Ligii a 3-a, ireal. Enrique Camargo, 75 overall pentru columbianul nostru nebun, 12 goluri și un assist. Pentru un mijlocaș e bine, dar m-aș da mai mult la mai multe asisturi. Florencio Sampaio și el 75, 75 și pentru Nicola Sandoval, 70 pentru Ovidiu Horșea, a crescut mai mult decât sezonul trecut, 3 goluri, dar niciun asist. Și 79 doar pentru Hugo Alves, și el a crescut de tot de puțin. M-am avut acolo jucător de 80 și este Dani Brito. Dunland, care era jucătorul nostru cu cea mai mare overall, a rămas la 75, Rivera 73 și cam așa arată echipa. Probabil ne va trebui un nou fundaș central, dar și acest Pumphrey încă mai face treaba ok. E o echipă bună, e o echipă bună și cred că dacă și eu las așa tot promovăm în Superliga, dar totuși dacă Bănel se mai miluiește de noi cu măcar un milion, două pe acolo așa, mai găsesc niște free agents ăștia cu potențial și facem treabă și promovăm din Liga a doua direct în Superliga, pentru că deja ar trebui să fim acolo, nu? CSF Urei numărul 1. Deja suntem cu băieții grei, băieți, suntem în Liga a doua și vedem aici echipe precum Poli Timișoara, pe care o știm din Liga a treia, dar și Chindia, Târgoviște, Mioveni, Csíkszereda, Chiajna, Argeș, Brașov și Poliaș, de la fel și UTA Arad, îi vedem aici în Liga a doua. Sunt foarte curios cum o să arate Liga a întâi când o să promovăm și noi acolo, însă până una alta trebuie să ne uităm și la contractele jucătorilor noștri, pentru că vedem că am pierdut doi jucători destul de slab, dar oricum trebuie să avem grijă cu contractele astea și eu să mă ocup de asta. Dar înainte, haideți să vă arăt ce buget. 5 milioane. Bănele, să trăiești, tat. 5 bilioane, 5 bulioane, mă. 5 bulioane ne-a dat Bănel și trebuie să profităm de bulioanele astea să facem o mâncare bună. Băieți, am făcut și transferurile pentru Liga a doua și iarăși am găsit un super mega jucător prin acest Rafael Cruz de 82 overall. Nu-mi vine să cred că am putut să transfer un jucător de 82 overall la CSF Urei de-abia în al treilea sezon. Suntem în Liga a doua, fraților, și pot să fac un asemenea transfer datorită jucătorilor liberi de contract. Te pup, Rafaele. Se mentu un pic cu Bănel așa, 10.000 salariu, mi-a dat Bănel acolo buget uriaș și l-am luat și pe acest Bruno Duarte, 3.600 pe săptămână, valoare 13 milioane și ne-am făcut echipă de Champions League, băieți. Uitați-vă aici, doi jucători de 80 overall și sunt chiar unii dintre cei mai importanti jucători de pe teren, fundaș și central. Atacantul e bun, le mai dăm niște development, Horșea, vreau să crești și tu până la un 75, așa că haide să simulăm al treilea sezon în a doua ligă românească. Așa, băieți, am ajuns și la un bun sfârșit cu sezonul numărul 3, primul sezon în Liga a doua și să sperăm că e ultimul, pentru că promovăm în Superliga și da, CSF Urei câștigă Liga a doua, nu, cred că la pas, 4 înfrângeri tot sezonul, extraordinar. Echipa de pe locul 2 a avut 10 înfrângeri. Noi am avut multe egaluri, în schimb, CSF Urei, Slatina și UTA Arad promovează automat. Argeș presupun că va juca un baraj. Să uitați-vă și voi la... unde e UTA Arad? Nu era UTA Arad cu noi? Scuze, așa. Uitați-vă și voi la Chindia, Poli Iași, Poli Timișoara. Slab pentru aceste echipe. Însă haideți să ne uităm și la jucătorii noștri și să vedem dacă a fost din nou Zlatan. Da, Oscar Lundin, 82 overall, este din nou goalgetter, 24 de goluri. Oscar ăsta o să ajungă mare, o să ajungă un jucător mare. Nu știu dacă să mai vrea să mai stea la noi foarte mult timp, dar la 19 ani, 82 overall,
Zlatan scrie pe el. Florencio Sampaio, din nou mijlocaș, al doilea cel mai bun golgetter, 13 goluri și 3 asisturi. Enrique Camargo, 11 goluri, 2 asisturi, foarte bune overall-urile acestor doi jucători. Nicola Sandoval și el un jucător bun, 9 goluri, 5 asisturi. Ovidiu Horșea, crește doar plus 1, probabil va trebui să găsim un înlocuitor. 5 goluri, 9 asisturi. Dani Rivera, 74 overall. Hugo Alves, 80 overall. 83 Brito, 80 Duarte. Și a mai crescut și Pumfrey ăla până la 75. Cam așa arată echipa noastră. 71 Horșa e cel mai slab jucător, dar în rest echipa arată bestială. Avem un fundaș central de 85 overall și celălalt are 83, iar rezerva are 75. Bă, băieți, dacă echipa asta nu câștigă Superliga din primul sezon, chiar fără să-i mai fac eu nimic, fix echipa asta, chiar o să fiu surprins, pentru că fix asta să facem. Nu o să mai facem niciun transfer decât dacă văd eu chiar o bombă pe piața transferurilor. În schimb, o să așteptăm sezonul 2025-2026 să vedem dacă poate CSFO Rei să câștige Superliga chiar din primul sezon. Asta ar însemna că am reușit efectiv în primul sezon să promovăm din Liga 4, în Liga 3, în Liga a 2, după aia în Superliga, în Liga 1. Haideți să vedem ce se va întâmpla. Așa, băieți, am terminat și primul sezon din Superliga CSFO Rei. Bănele, te-am făcut șmecher, tată. Hai să vedem dacă am câștigat. Nu pot să cred. Un punct! Un punct ne-a lipsit ca să câștigăm Superliga chiar din primul sezon. Nu se poate, nu se poate. Un punct, frate. Am pierdut 5 meciuri în play-off. Am fost pe primul loc în campionatul normal, însă în play-off am avut mare ghinion. Vedem și Dinamo aici. Și Steaua. Ok, am vecini care bagă bormașina. Ok, și CSA Steaua era în Liga 1, la fel și CSC Dubrovița și CSM Slatina. Ok, interesant. Însă, din păcate, nu câștigăm campionatul. Am pierdut și finala Cupei României. Ghinioniș, din păcate, în acest sezon. Haideți să vedem cine a fost golgeterul echipei și probabil tot Zlatan. Mom, 88 rating la 20 de ani. Oscar Lundin, bă, ce a crescut băiatul ăsta, sincer mă așteptam, 30 de goluri și 3 asisturi, 81 și pentru Sandoval, 24 de goluri, 10 asisturi, Horșea crește și el plus 2, clar, trebuie să-i găsim un înlocuitor, Sampaio, 84, 7 goluri, 1 asist, Enrique Camargo și el, 84 overall. Au crescut băieții noștri, au crescut, în afară de Horșea și de Rivera, ăsta toată lumea are peste 80 overall și este o echipă top. 79 și Pumprei ăsta, bun jucător. Ceea ce înseamnă că să ne trească câteva transferuri. Nu suntem în Champions League, dar în sezonul următor vom fi în conference și vom da tot ce e mai bun din noi ca să câștigăm acea competiție. Deci probabil vom mai face câteva transferuri și voi reveni cu ele. Băieți, oficial facem și primul transfer pe bani din această reconstrucție. La echipa lui Bănel Nicoliță va veni Tavi Popescu, care el crede că va fi un jucător sporadic la noi la echipă. Evident, Tavi o să fie titular incontestabil acolo în flancul stâng, pentru că în schimb cu Tavi Popescu a trebuit să îl dau pe, am uitat cum îl cheamă, Nicola Sandoval sau Sandokan, din păcate părăsește echipa, ne părăsește și un buget de 7 milioane, dar totuși îl avem pe Tavi Popescu, care cu siguranță o să facă echipa asta de 10 ori mai bună și, bineînțeles, o să vă arăt și ce mai avem aici, ce transferuri am mai făcut. L-am luat pe Tavi de la Valencia și pe lângă Tavi Popescu l-am luat pe acest Gutierrez, care cred că este regenul lui Angel Di Maria, free agent, 18 ani, și acest Barnes, care și el tot este un regen, probabil de 17 ani, 80, fundaș dreapta, și cu ajutorul acestor doi jucători ne-am făcut din echipa noastră o echipă stelară, cu care dacă nu câștigăm Conference League-ul chiar n-are niciun sens.
păstrăm pe Corneliu sau cum îl cheamă, pe Lazar ăsta de 14 overall în echipă, care sigur ne va ajuta, nu știu cu ce, dar cu siguranță ne va ajuta, și simulăm al 6-lea, cred, sezon, nu, al 5-lea sezon din reconstrucția cu CSF Urei. Așa, băieți, am terminat sezonul cu numărul 5 la CSF Urei și cred că este cea mai de succes reconstrucție din cauza jucătorilor liberi de contract pe care i-am transferat. Și vreau să văd aici, cai mă frate, de ce nu mi-arăți campionatul? Unde-i campionatul? Întâi vă arătăm Conference League, aparent. CSF Urei câștigă primul ei trofeu, primul ei trofeu? Primul ei trofeu, da, european. Vă pup, băieții mei de la Făurei, chiar acum am pus o postare pe comunitate și cineva mi-a zis că este din Făurei, așa că victoria asta este pentru tine, Bănele, am reușit imposibilul, bine, asta era destul de posibil, să vedem în Champions League acolo să fie imposibilul. Am bătut pe Legia aici, în sferturi pe Mainz, în semifinale pe Torino și în finală pe West Ham United și în Superliga am reușit, bineînțeles, să câștigăm. Din nou am fost lider în campionat, doar două înfrângeri și nicio înfrângere în play-off, ceea ce ne face super power. Și am câștigat și Cupa României, Cupa Ligii, cum este aici, ceea ce înseamnă că suntem o echipă senzațională. Și haideți să vedem cine a fost golgheterul acestei echipe de milioane. Bineînțeles, Oscar Lundin, 92 overall are băiatul ăsta la doar 21 de ani, ăsta ajunge la 99 overall. Ascultați-mă pe mine. Tavi Popescu, ce-am făcut? Tavi Popescu are și el 23 de goluri și 83 overall, trebuie să-i mai dau aici development, cred că am uitat să-i dau să crească, bă, să se ducă și el în 90. Camargo, 88 overall, columbianul nostru nebun, 16 goluri, 17 asisturi. Gutierrez, mini Messi sau mini Di Maria, 86 overall, 12 goluri, 4 asisturi. Sampaio și ăsta, portughezul nebun de la mijloc, a avut și el 10 goluri, 5 asisturi. La fel și Horșa, 10 goluri, 3 asisturi, deși nu mai a fost titular, a reușit totuși de pe bancă de rezerve să contribuie la performanțele echipei. Iar așa arată ratingurile jucătorilor noștri. Downland ăsta nu cred că mai crește și poate ne trebuie alt portar, dar vedem cum ne descurcăm, pentru că suntem oficial în primul nostru sezon de UEFA Champions League și vom vedea. Lazar a ajuns la 9 overall. Din păcate, mi se pare că se retrage pentru că nu mai pot să îi dau contract. Carlos Lazar, din păcate, s-a adăugat pe lista de transferuri. Dacă pot să-l iau liber de contract, o să-l iau. Deși are 38 de ani și s-ar putea să vrea să ne părăsească, Lazare, dacă reușesc să te găsesc pe lista de transferuri, o să te iau, bineînțeles, pentru că ești legenda echipei. Are 9 overall și are minus 5 la sharpness. Asta înseamnă că are 4 overall, ceea ce e foarte tare. Mergem spre sezonul numărul 6. Păi, pentru acest sezon chiar nu știu dacă mai are sens să fac vreun transfer, însă l-am luat, doamne, ce s-a buguit mai aia cu CSF Urei, în fine. Însă l-am luat pe Stelian Nicoliță, care este vărul sau ceva rudă cu Bănel Nicoliță și m-am gândit că un jucător ca el sigur să aibă ce căuta la echipa noastră. 56 overall la 28 de ani, l-am luat de la Viitorul Cireșu. Și cu siguranță o să fie una tu pentru sezonul în care suntem în final în Champions League. Văd eu dacă mai găsesc pe cineva, dar probabil nu o să găsesc. Așa, băieți, pe lângă Stelian Nicoliță l-am mai luat pe Simon Salcedo și pe Arad Santana, doi jucători tineri care au un rating destul de ok și pe care o să-i ținem pe banca de rezerve pentru că nu prea are sens să îi jucăm. În rest avem dubluri cam pe fiecare post. Am zis că mai e nevoie de un mijlocaș și un fundaș acolo, pentru că nu prea aveam rezerve. Așa că hai să simulăm sezonul în care, sincer, la ce echipă avem, cred că putem să câștigăm și Champions League. S-a buguit de tot jocul ăsta, dar hai să vedem dacă funcționează, să simulez până atunci. Așa, băieți, am terminat și cu sezonul 6 din majestica, mirobolanta, uriașa, nemai văzuta noastră reconstrucție cu CSF Urei și haideți să vedem cum ne-am descurcat. Probabil am câștigat Superliga din nou, aoleu, ce mă enervează Cupa României.
E o chestie mișto că au băgat cupa României, ce de la ferele pedali, e destul de enervant. CSV-ul Reda câștigă din nou Superliga, bineînțeles. Doar o înfrângere tot sezonul, ceea ce e uriaș, am câștigat și cupa ligii. Iar acum, ce ne interesează, Champions League, din păcate nu am câștigat și... Oh my god, nu am fost în Champions League, atunci am fost în Europa și nici aici n-am câștigat. Aparent am fost în Europa League, am terminat pe primul loc, pe primul loc în grupa noastră și am ajuns în sferturi, am avut-o pe Royal Antwerp, 4 la 0 la general și în sferturi de vreme, adică Manchester United reușește să ne învingă la penaltiuri într-un meci în care puteam să câștigăm, în fine, oricum, multe, multe echipe puternice și în Europa League. Din păcate, n-am reușit nici măcar această competiție să o câștigăm, ce să mai vorbesc de Champions. Iar la capitolul golgheteri, o să bugui ce nu mi-arată golgheterii. Ați văzut și voi că se buguise și arăta chestia aia pe ecran. Am închis jocul și l-am deschis, dar făcând asta nu mai ne apar marcatorii. Totuși ne uităm la overall-uri, unde Lundin are 94 overall, Popescu, Tavi Popescu 87, e foarte bine pentru Tavi. A intrat în prime, la fel și Gutierrez cu 89 overall, Camargo 91, Sampai 89, Duarte 85, Cruz 87, Brit 89, Barnes 88, Alves 85, Dunlap 86, iar pe cine a cumpărat nou? Pe Salcedo și pe Santana și au crescut un pic, iar Nicoliță, slăbuț. Îmi pare rău că nu mai avem niciun jucător de la începutul acestei nebunii, în afară de Lagunov. Lagunov, da, cred că e din primul sezon, la fel și portarul Dunlap, da. Cred că ei doi sunt din primul sezon. În fine, haide să mergem spre sezonul numărul 7 și să sperăm că de această dată vom fi în Champions League. Băieți, am făcut și un transfer cu renume pentru acest sezon, însă țin să vă spun că s-a întâmplat ceva foarte terific. Ne-am pierdut mulți dintre jucătorii noștri, printre care și cel mai bun fundaș central al nostru, parcă Brito, ne-a părăsit și am avut nevoie de un fundaș central. Așa că l-am luat pe Radu Drăgușin, un fundaj despre care știam că are potențial și un overall decent și va intra aici în locul lui Santana, însă nu Brito neapărat, zice celălalt fundaj central, îmi scap acum numele lui. Din păcate, cam așa arată echipa noastră, totuși am putut să păstrăm acești jucători. Ce s-a întâmplat este faptul că nu mai am simulat deloc și a trebuit să mă transfer la FCSB și după aia înapoi aici, și când m-am întors aici nu mai aveam fundașul central, nu mai e nici Nicoliță, din păcate vărul lui Bănel ne-a părăsit. Asta este, o să le dau development plan la jucători și să fiu atent acum dacă mai are cineva contract mic și o să le dau la toți delegate. Dar din păcate o mare pierdere pentru noi într-un sezon în care aveam neapărat nevoie de un fundaș cum era acela pe care am și uitat cum îl cheamă. Așa băieți, momentul adevărului. Suntem în 2029 și cred eu că acest an poate fi anul în care CSV Urei, echipa lui Bănel Nicoliță, a câștigat Champions League-ul. Și înainte să mergem acolo, probabil vă întrebați de ce sunt într-o cămașă. Păi, o să ieși eu afară, da, o să mai ating și eu niște iarbă, dar nu de-aia ca mutu, ok? Da. Și dacă ați ajuns până aici, scrieți în comentarii că îmi stă bine cu cămașă. Bun, acum e momentul să vedem CSV Urei. Standings, Cupa României și dacă dau în spate, trebuie să fie Champions League-ul și dacă am câștigat Champions League-ul, dați un like. Mai multe. No, am pierdut în sferturi, PSG ne bate la penaltiuri, ceea ce înseamnă că nu se termină aici reconstrucția. Încă un sezon. Restul nu mai contează că am câștigat 100%, am câștigat Cupa României, am câștigat și Superliga. Hai să ne uităm ce au făcut băieții noștri, cine a fost golgheter din nou. Lundin, bineînțeles, Zlatan Junior. Gutierrez, cel cu 28 de goluri, a crescut până la 92.
Octavian Popescu a mai crescut și el până la 88. E unul dintre cei mai bătrâni jucători ai echipei. Sam Pace a crescut și ăsta la 90. Nu pot să cred, l-am pierdut și pe mijlocașul ăla. Mamă, l-am pierdut și pe mijlocașul ăla columbian. Nu pot să cred. Când ne-a părăsit? What the fuck, pe 226 de milioane. Cred că avea o clauză. 94 overall are acum Camargo. Ce-i drept, avem 200 de milioane de cheltuit, așa că o să profităm de ei. Cum l-am pierdut pe Camargo, l-am luat pe Federico Valverde, un alt jucător sud-american de la Real Madrid, am dat 124 de milioane și cred că puteam să dau mult mai puțin de atât. Uite, puteam să dau chiar 95, dar în fine, am dat fix cât valora. Jucător de 30 de ani, mamă, oferă pentru... pentru Tavi Popescu, dar nu acceptăm nimic. Oricum, așa arată echipa noastră. Probabil un fundaș central ne-ar mai trebui, dar nu cred că mai avem pe cine. Mai am câțiva bani rămași, așa că o să-i folosesc pentru un transfer, să vedem care o să fie. Și băieți, deci pe lângă Federico Valverde, pe care l-am luat de la Real Madrid, i-am mai cumpărat pe acest D'Amico, fundaș dreapta, care să fie rezervă, italian. Irving, bandă stânga, tot rezervă. Acest Aziz de 84 rating, care și el să fie rezervă, dar o rezervă de mare, mare lux. Butin, o altă rezervă. Lopez, altă rezervă. Și l-am luat pe Jurrien Timber de la Villarreal. Un jucător foarte, foarte bun. Am dat 30 de milioane de euro plus Radu Drăgușin. Și cred eu că am făcut o perioadă de transferuri senzațională și cu această echipă trebuie neapărat să câștigăm Champions League, adică nu avem, efectiv nu avem scuză cu jucători ca Aziz pe banca de rezerve, Irving, Salcedo, adică doar banca de rezerve e în stare să câștige minim Superliga, așa că va trebui să câștigăm campionatul, cupa și Champions League-ul cu această echipă stelară. Desimulăm, sper eu, ultimul sezon cu echipa CSF Urei, echipa lui Bănel Nicuriță. Băieți, în sfârșit, incredibilul s-a întâmplat. CSF Urei, echipa lui Bănel Nicuriță, este, după cum puteți vedea, în finala Champions League. Și ce final avem, doamnelor și domnilor, cu Atletico Madrid, pe care, bineînțeles, o vom simula live aici. Și înainte de asta, ne vom uita peste parcursul nostru în Champions League. Am fost într-o grupă grea și am ieșit, de fapt nu era chiar atât de grea, adică aveam doar pe Bayern, dar vedem că am ieșit cu greu din grupă, am avut 3 egaluri și o înfrângere, însă am fost mai bun decât Young Boys sau Hellas Verona. În runda 16-a am învins-o pe Juventus 4-2 la general, în sferturi am trecut de Leverkusen cu 6-3 la general, iar în semifinale cu un scor strâns de 3-2 la general am reușit să o învingem și pe Tottenham Hotspur, iar Atletico Madrid, după ce am învins-o pe Napoli, ne va întâlni în finala Champions League. Probabil am câștigat campionatul, dăm repede acum să ne uităm. Ok, unde este Superliga? Da, am pierdut 3 meciuri, cam multe, dar totuși am câștigat destul de lejer, am câștigat și Cupa Ligii. Ok, ne mai uităm o ultima dată peste jucătorii noștri, aici la golgheteri. Lundin, bineînțeles, Zlatan Junior, 40 de goluri. Tavi Popescu, 31 de goluri, bravo bă Tavi, 90 overall pentru el. Gutierrez, 93 overall, 29 de goluri, 20 de asisturi. Sampaio, 14 goluri, 7 asisturi. Valverde, transfer forță, 11 goluri, 10 asisturi. Aziz, de pe banca de rezerve, probabil 17 meciuri, 6 goluri, 1 asist. Timber și el cu 4 goluri, ceea ce pentru un fundaș e foarte bine. Și cam astea sunt statisticile jucătorilor noștri. Iar dacă ne uităm în primul rând spre ce vedem, cel mai mic rating pe care îl are un jucător este de 87. În rest, peste tot, numai ratinguri bombă. Și pe bancă avem jucători de 80, ceea ce ne face aproape indestructibili. Așa că, haideți să mergem la finala Champions League. Momentul pe care toată lumea l-a așteptat în acest episod și eu l-aștept cred că de 3 zile, pentru că de 3 zile tot filmez la clipul ăsta. Și haide să vedem. CSF Urei versus Atletico Madrid. În 3, 2, 1 și finala Champions League.
Este câștigată de CSF Urei, Duarte și Sampaio, mijlocaș, de fapt fundașul și mijlocașul au dat gol și cu 2-0 CSF Urei este campioana lumii. Am ridicat trofeul Champions League după o așteptare de 8 ani, dar ce călătorie a fost, tocmai din a 4-a ligă românească până la câștigarea Champions League, nu ați mai văzut niciodată așa ceva, reconstrucția e completă, episodul e terminat și nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și comentariu și până data viitoare, eu am fost Leo, v-am pupat, ceau! Bănele, dacă te uiți la asta, te pup! Dă mesaj pe Insta!